E drumul aici la voi pe stradă și de când este așa? Da, eu am luat casa asta de vreo 2 ani de zile. Nu există utilități. Și s-au făcut lucrări. Cine a construit? Dezvoltator imobiliar a plasat strada în domeniul public, adică primărie, și nu s-a mai făcut nimic. Recent s-a făcut lucrarea asta pentru curent, s-a spart un șanț și e noroi. E noroi extrem. Când plouă, dacă n-ai 4x4, poți să mergi? Nu. Este cum se vede. Drumul este făcut pentru că acum câteva săptămâni, în decembrie, s-a tras curentul, s-a făcut șanțul aici și bineînțeles că oricum nu arăta foarte bine înainte, era mai accesibil. Și este un pământ mai mâzgos și atunci clar că... Și acum? Acum așteptăm ca să finalizeze lucrările. Sunt promisiuni de șarte, cam eu cel puțin sunt în situația asta de peste un an de zile, alții de vreo 2 ani de zile. Eu acum un an și o lună am cumpărat casa și cu utilități și sunt fără utilități că nu. Este groaznic. Mai ales acum e mai bine că e mai uscat, dar dacă plouă sau ceva și vrem un pic mai moale, e groaznic. Uite, de exemplu, săptămâna trecută s-a lucrat acolo jos, s-a săpat ceva și o trebuie să deviem de la drum. Nu, o trebuie să vin cu mașina pe aici, pe strada asta. A fost groaznic, aproape că a rămas blocată. Deci e dezastru. E foarte rău. Problema foarte mare e utilitățile. Deci de 2 ani de zile nu avem curent, case plătite, nu ne putem muta, nu putem închiria, nu putem vine, nu putem face nimic. Și așa, în situația asta suntem, nu știu, deja 20 de case. Și peste asta vine și drumul. Peste asta vine și drumul, clar. Dar aia e o problemă secundară, să obțin opinia mea. Problema majoră e lipsa utilităților. Ne-am făcut fose septice, în generatorul ăsta cred că am băgat pentru lucrarea asta vreo 2500 de euro numai combustibil. Și te chinui fără scule, deci lucrăm ca nevul mediu. Utilități aveți? Avem. Dacă analizare nu avem, într-adevăr, ne-am făcut fosă. Și nu, trebuie să lucrăm cum putem. Dar, da. Strada, văd că a fost cât de cât pietruită la un moment dat. Nu știu cum a fost și cât de bine a fost, dar e dezastru. E dezastru oricum, cum plouă un pic, e groaznic. E foarte rău. Și mai ales cu copilași, e groaznic. Ați vorbit cu cei de la primărie? Ce v-au spus? Am vorbit. Acum strada este cedată primărie, s-au mai făcut sesizări, au venit aici și au văzut situația. Electrica. Electrica dă vina pe primărie, primăria dă vina pe electrica și niciunul nu își asumă răspunsabilitatea. Acum, doar ca să se facă recepția lucrării și să ne branșăm. Dar și asta se lungește. Din decembrie este făcută lucrarea și uite că nu se finalizează. Nu. E greu cu mașina pe aici. Este foarte greu, pentru că când plouă acum este uscat și a bătut soare și a fost gerc, a fost înghețat. Dar fiind așa un pământ mai mâzgos, nu se poate. Se patinează, nu poți să urci. Deci ai probleme, nu poți să urci. Primăria nu are buget. Sau nu interesează. E un sat fără câini. Orașul ăsta e prima mea locuință aici în orașul ăsta, dar problemele sunt grele, sunt dure. Ce s-a întâmplat? Probabil lucrările s-au făcut pe sfârșitul anului, a venit și sezonul ploios, s-a tasat acel șanț și nu s-a mai intervenit ca să se completeze acolo cu balastru, criblure, ce trebuia să se compacteze și s-a ajuns în situația în care s-a ajuns. Din păcate, n-a fost o situație singulară, noi am mai găsit și chiar am dat o amendă și celor de la Delgaz care au mai făcut niște refaceri necorespunzătoare. Am luat legătura cu electrica și cu cei care au lucrat acolo și va trebui în cel mai scurt timp să refacă la starea inițială așa cum este autorizația, altfel vom interveni cu măsuri pecuniare și să știți că nu sunt mici, e vorba de zeci de mii de euro pentru astfel de lucrări pe care nu le-ai finalizat.